Hello, suntem la 1:10 distanță de Denver și facem astăzi încă o experiență interesantă, și anume mergem cu o mucăniță veche din 1880, care dintotdeauna a fost pentru turiști, din câte am citit în online, și drumeția, să zicem, cursa asta cu trenul ține 1:10 dus, 1:10 întors. E foarte lungă pentru că trenul mai patinează la... Din câte am văzut pe net, o să vedem niște peisaje de vis, și a costat $28 de persoană, mi se pare un pic cam scumpișoară, dar probabil că plătește experiența și vedem. Suntem în Georgetown Village, cum ziceam, în Rocky Mountains, chiar aici, la poalele munților, și ne pregătim de aventură. Aici, în urmă cu 100 de ani, 150 de ani, exploratori veniți din Georgia s-au localizat pe văile astea și au început să caute aurul, și la tot colțul găsești nume care conțin în cuvânt, adică conțin în numele lor, aur, gold. Gold Creek, Gold Valley, Gold Digger, Gold, în toate felurile. Și acum ne îndreptăm încolo să mergem să luăm biletele. Așa cum mai de mult cercetătorii americani au colindat voile astea cu măgărușii, Oana și-a găsit unul pe care să pună toate harnașamentele și fiecare bagajele. Deci, la fel ca în vechime, și în prezent funcționează treaba cu măgărușii. Uite acolo aur. Uite aur, uite acolo. Ai găsit aurul? Da. Un aur spoit ăsta. Două tichete pe numele de Thomas și Ioan. Nu e nicăieri. Oana. S-ar putea să iau pe Thomas și Ioan cu mine. Așa arată. Sunt foarte aurite și ele. Turn, baby, on the summer night. The shot of love and the spark of love to be. Suntem gata de îmbarcare. Ne-am așezat în coadă. Avem aici un cowboy. Acum suntem în liniile de urcare în vagon. Și ne pune primii veniți, primii serviți. Cred că de la cap la coadă sau poate invers. Ne vedem. Am preferat să stăm la fundul vagonului, în ultimul vagon sau în primul. De acum nu prea ne-am calculat. Da, n-avem. Eventual putem să rămânem în urmă, dacă vedem că nu e bună poziția, lăsăm pe alții să treacă în față. Ne-am așezat în tren, suntem în ultimul vagon. Văd că toată lumea s-a înghesuit în față și în față nu a mai fost loc, așa că ne-am așezat în urmă cu gândirea că în curbe o să vedem frumos tot trenul cu locomotiva și vagoanele. Da, o să șerpuiască interesant, pentru că drumul nu e doar drept. Și trecând peste pod, o să vezi locomotiva mai interesant decât dacă am sta în primul vagon. Crezi că e mai fain din ultimul? Da. Poate la întoarcere stăm în primul. Oricum locomotiva e mai interesantă, nu? E cel care trage tot ansamblul ăsta. Și ăla e fain să-l... Și ăla e fain. Let's cross again. I assure you our bridge does not sag or sway when we cross it. We're now going to begin our ascent to Silverplume on the right up like the locomotive number 42 Macarita. So I'll be stepping on the microphone. However, I'll be back on to address you as we approach Silverplume. Locarea trenului, de fapt, anunță prin stație mecanic când ajunge la capăt, pentru că am văzut că este un macaz și trenul trebuie să ia pată linie. Deci am ei cu spatele, cam 300 metri, și acum plecăm pe linia adevărată. Avem un pod aici despre care zicea că a fost construit cu 50.000 de dolari. Bine, în anii pe atunci, în 1880, deci atunci costa o groază de bani, $50.000. Da, e o inflație foarte mare. Dacă la clipul celălalt vă vorbeam că drumul făcut de jos până sus în mai a costat $500.000,
Astăzi, valoare la 12.800.000 de dolari. Vine doamna conductor să ne capseze biletele. Hello. Hi, how are you? Good, good. How are you? I'm doing good. Thank you. Suntem preocupați aici de designul trenulețului și ne propune să cioplim unul și la noi. Facem unul, drag, în Munții Apuseni, să urce de la bazele apusenilor, acolo, din Lazuri, până în vârful muntelui, la Corcovodan. O mocăniță cu apuri, să readucă sentimentul ăla de mult trecut. Am avut foarte rustic, e foarte frumos. Cum zici tu, te duce cu gândul la trecut și uite, suntem în America, da? Locul unde e vorba despre modern, despre zgârie nori și trenulețul ăsta e plin. Fiecare vagon sunt câte 25 de oameni și eu când am făcut rezervația dimineața mai erau 4 locuri, atât. Noi am prins 2 și atât, erau full. Deci suntem mai mult de 100 de oameni. Ideea e că oamenii sunt curioși de chestia asta, chiar și aici, în America. Da, pentru că au împachetat așa de frumos totul. E confortabil, e modern, da. Dar în același timp, rustic. Așa bine au împachetat totul că vrei și tu. Vrei și tu produsul ăsta. Da. Până la urmă ei îți vând un produs. Așa. Ei iau niște bănuți, își fac job-ul, că lucrează aici. Capsatorul de bilete, băieții care te împarchează, mecanicul, toți. Toată lumea te iubești și toată lumea e drăguț. Da. E fain, foarte. Și la final, tu pleci acasă cu amintiri și cu niște imagini frumoase și ei pleacă acasă cu salariu. Am urcat ceva. Suntem destul de sus. Probabil că ați văzut și voi în imagini. Și e un aer curat, un pic mixat cu mirosul de la locomotivă, dar un miros fain. E foarte tare. Aerul curat de aici, de sus, de la munte, cu mirosul de la mocăniță. Ia uitați ce mai urlă printre munți. Am făcut o pauză, Ionuț o sărit la niște snacks-uri și urmează încă o pauză, acolo ne o să vedem jos, să vedem puțin locomotiva și apoi ne întoarcem. Merită, dacă ajungeți în zona, Colorado, Georgetown, Georgetown Loop se numește trenulețul. Am urcat până la 9500 feet. Ladies and gentlemen, I said undeva până la 2000 de metri altitudine. Do not sit on the sides of the cars or stand on the seats while the train is stopped. I really don't want you to crack your head open. It's not.
Brand new start and a whole new part. They are big old shoes to fill. I'll be there on that platform, babe. No, I will. Come on. Let's ride this. Hello, hello! Am revenit. Suntem într-un orășel așa istoric, care văd timp susținut cel mai mult de turiștii care merg la trenuleț și ne pregătim să mergem la o înghețată. Am văzut aici câțiva turiști cu o înghețată mână, ne-a făcut poftă, pentru că afară e foarte, foarte cald și vrem să ne uităm puțin la arhitectură, că sunt clădiri foarte vechi, chiar îi ziceam la Ionuț că parcă suntem într-un film western. Cam așa arată căsuțele. Pare un pic părăsit, pentru că mă gândesc că nu locuiesc foarte mulți oameni aici, mai mult cei care au câteva magazine pentru turiști, dar clădirile sunt foarte bine întreținute. Am îndrăznit să intrăm în primul butic, să ne luăm o înghețată și vedem că au o grămadă de suveniruri aici și foarte cochet, foarte drăguț. Cum ți se pare, dragă? Interesant, e pregătit pentru turiști, tot o cizmă americană, combinată cu un desfăcător de sticle. Drăguț, e foarte drăguț. Interesant, și fanile sunt vechi. Faine. Un telefon colorado. Intri ca și într-o bibliotecă. Da, cam asta e vibe. Ah, ce fain e asta, paze 3D, cu locomotivă. Avem mai este pun natural. Miroase tare, tare bine în zona asta. Și cu mentă. Sunt 2 la 7,95. Și cărți de vânzare usate și uitați ce am ginit aici. Un pește foarte mare, un goldfish, asemănător cu ce avem noi, doar că ai noștri sunt un sfert cât nenică ăsta. Ia uitați-ne. Ia uitați-ne acolo. Uitați că se ascunde. Ia uitați-l. Fai de mine cât e de mare.
Asta e o bibliotecă foarte, foarte veche de aici, din zonă, unde probabil cărțile care nu sunt închiriate des merg spre vânzare și e $1.50 cartea cu copertă tare, cartonată, și $1.50 de cenți cea cu o copertă de hârtie. Eu m-am luat The Secret Lives of Buildings și unul strălă și el, două cărți de Dan Brown. Deci chiar dacă suntem în cucuieții din deal, au aici priză ca să vii să studiezi în bibliotecă, au wireless. Da, și avem acolo încărcător, șervețele dacă înveți la matematică și vrei să dai un plâns. Sau dacă citești ceva melancolic. Așa, da. Tare, tare frumos și acolo e acvariul. Interesant. Ne-a pus insomnul, adică aproape ne-a pus insomnul pe drum. Ne-am oprit la un restaurant într-un spre Denver, se numește Taylor's, ca să mâncăm în sfârșit un pește. Mai exact? Păstrăv. De când am venit aici, tot am văzut că în multe locuri se pescuiește trout, păstrăv, și ne-a făcut poftă. Și în sfârșit am găsit un restaurant și sperăm să fie exact cum ne dorim noi, să fie întreg peștele, nu să fie file sau ceva congelat, sperăm să fie proaspăt. Da, peste tot, pe toate voile astea aveți indicator pescuit la păstrăv, unelte pentru pescuit păstrăv și așa mai departe, lacuri cu păstrăv. Dar nicăieri nu găsești restaurante care să vândă păstrăv pregătit. Hai să vedem ce ai găsit. Că eu nu-ți l-o zărit, are review-uri foarte bune. Dar să vedem dacă e ce căutăm noi. Dacă nu, o să comandăm altceva, nu-i problemă. Am luat două părți de păstrăv. Am avut noroc pentru că inițial păstrăvul se tăia după ora 4, așa că a trebuit să schimbăm puțin rețeta și în loc de așa zisi piure, cartof piure, am luat în loc, nu știu, luat varză de Bruxelles și eu mi-am luat, nu știu mai știu ce mi-am luat, de cartof prăjit. Deci fiecare am înlocuit garnitura cu ce ne-a plăcut din listă. Inițial trebuia să fie piure cu usturoi, așa scrie acolo. Și ăla suna bine, dar asta e. Bine că putem mânca păstrăv. E $19, scumpișor, dar acum să vedem dacă e și gustos. O vedea. Dacă e cu coadă sau fără. Dacă e cu coadă sau fără. Localul e tare frumos, așa mai rustic, mai are un vibe așa de țară, de comunitate. Oamenii par foarte confortabili. Foarte multe hărți, pe pereți. Okay. Ne place. Farfuria plină, plină. Arată tare bine. Hai să vedem ce gust are. Varzucă de Bruxelles cu păstăi. Doar eu nu-ți pot să fie fan la varza de Bruxelles. Eu am încercat-o ieri. No. It's no. A no-no. Arată tare bine și mă gândesc că e și gustos. Poftă bună! Poftă bună! Bun, e final de zi, aproape. Mergem spre casă. Mâncarea a fost bună. Cel puțin de vlog. Cel puțin de vlog, da. Câteva ore. Mâncarea a fost bună, poate la garnituri ar mai fi un pic de muncă, dar păstrăvul a fost delicios. Foarte bun, a fost doar de gustul de păstrăv, așa, puțin, puțin gras. Da, dar a fost foarte, foarte bun. Nu în sensul rău. Deci a fost gras, dar bun, ca să-ți dea gustul ăla bun. Cât despre mersul cu trenulețul, dacă sunt veniți prin zonă, recomandăm. Să zic așa, e un pic scump, teoretic. Cam toate atracțiile, cam așa te învăț, $20-30 de persoană. Dar a fost foarte fain, mie mi-a plăcut tare mult. Au fost niște peisaje frumoase, plus așa, n-am fost niciodată cu mocănița în România. Așa că mi-a plăcut mult de tot. Efectul ăla de abur. Pentru că era tren pe abur și mirosul de șină și foarte fain. Cărbune ars și sunetul de ciu, ciu. Da. Au meritat. Au meritat, chiar au meritat. La o oră și 10 minute de Denver și plus drumul până acolo a fost spectaculos. Cum am intrat așa, ne-am apropiat de Rocky Mountains, ați văzut și voi. Am filmat cu GoPro. A fost de vis, foarte, foarte frumos. Și cam asta a fost ziua de astăzi, sperăm că v-a plăcut și vouă dacă ați venit cu noi în această aventură și ne auzim în curând. Pa, pa! Pe curând! Bye!
Easily, a life can be torn apart. Why couldn't I simply?